Salutare cocolișilor și bine v-am regăsit la un episod de Toca Boca. Oameni buni, ia uitați, gamerița cu fundiță s-a întors, așa că haideți apăsați butonașul de cocolike pentru că m-ați rugat foarte mult să mai facem încă un episod din Toca Boca. Și mi-ați spus că a fost Cristina, s-a pus chestii noi acolo la shop, așa că te rugăm, te implorăm să vezi despre ce e vorba și să cumperi. Deci eu nu vreau să cumpăr, eu nu sunt cheltuitoare, dar voi mă rugați. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Îmi place de voi că tot timpul mă țineți la curent cu tot ce se întâmplă nou. Așa că haideți să vedem că chiar m-ați făcut așa curioasă. Deci ce este nou aici? Chestia asta cu 15,99 lei? Dar să vedem despre ce este vorba. Dăm aici. Mamă! Tot felul de chestii cute! Oh, stați puțin, ce drăguții totul, dar eu nu am așa ceva și vreau și eu să am. Ia uitați, pernă dintre asta în formă de pepene, pătuț dintre asta ultra mega romantic. Să știți că din câte văd eu sunt multe chestii pentru copii, gen camera copilului, dar nu știu, mie îmi plac pentru mine, pot să le am eu. Și aici avem, cred că, tot felul de costumații și hăinuțe foarte drăguțe. Și aici ne arată și ceva... Mamă, dar ce tapet drăguț! Oh, e cam frumos! Stai să închid așa puțin să văd dacă mai este și altceva, ca să nu zică lumea că sunt dintre aia care cumpără imediat primul lucru pe care îl vede. Ne mai uităm așa puțin și să vedem oare ce-o mai are pe aici. Asta era grădinița. Ah, deci era o grădiniță, Little Post Daycare. Și aici, hai să vedem... E puțin mai scump, este 15,99 lei, dar să vedem noi despre ce este vorba. A, nu, văd că e același lucru. Așa și ăsta cu mai ieftin, care e faza? Care e diferența? Aici cumperi toată căsuța. Bă, dar mai faină, că îți dă și copac roz. Îți dă și copac roz, deci n-ai cum să zici nu la așa ceva. Și chiuvetă mare și chiuvetă mică. Deci, oameni buni, și vine să strănut. Va trebui să facem aici un purchase, să cumpărăm 11,99 lei. Și totuși să fiu apreciată pentru că am fost mai cumpătată și am luat varianta mai ieftină. Felix nu cred că are de ce să se supere. Să nu vă prind că spuneți la Felix. Deci să nu mă părască nimeni, asta este secretul nostru. Haideți să ne ducem și să vedem despre ce este vorba. Pentru că până la urmă voi sunteți cei care tot timpul mă țineți la curent cu aceste lucruri și chiar vă mulțumesc. Sunteți super tare, îmi place să vă citesc comentariile. Deci scrieți pe comentarii tot ce aveți pe suflet, da? Tot ce vă doriți, Cocos Cristina aici îndeplinește. Hai să vedem unde punem această căsuță. Mă, putem să o punem, uite aici, că aici avem loc liber. Așa, dăm build. Așa, ia uitați-o. Wow! Oh, wow! Nu cred așa ceva! Ce drăguță-i! Hai să ne ducem aici. Și faza faină este că putem să folosim copacul la roz, că la el mi-a rămas mintea. Oriunde vrem, deci putem să-l ducem și casa lui Barbie. Care, apropo, cred că am mai adunat destul de multe lucruri roz între timp și putem să-i facem și o vizită la casa lui Barbie la un moment dat. Haideți să vedem, încarcă-te, măi, pentru că nu mai am răbdare, vreau să văd despre ce este vorba. Cred că sunt foarte multe lucruri super cute și de aia durează până să se încarce. Nu cred. Așa. Mamă, deja mi-a dat cu tapet, dar e foarte drăguț. Eu am crezut că cineva doarme aici în pat. Ce pernă amuzantă. Mamă, ce faină-i. Deci asta e un fel de grădiniță. Să facem o grădiniță? Hai mă să facem grădinița Carolinei. Ia să vedem aici. Facem o grădiniță pentru Carolina. Yay, nu cred. Mamă, ce cute-i, dar vreau și eu să merg la grădiniță. E super fain, îmi place la nebunie. Wow, și aici se joacă copiii. Hai să vedem despre ce este vorba și ce punem. Dar stați. Aici trebuie să fie un fel de bucătărie, nu? În care iau copiii masa. Oh, sau nu, asta e baie. Stați. Cred că copiii iau masa aici, în sala principală, nu? Așa, și când... Sau poate aici iau masa copiii. Deci nu știu care este faza, dar haide să vedem și noi. Și să vedem. Oh! Ce drăguț, au și pătuțuri dintre astea. Cred că să punem mai multe pătuțuri.
Ia să vedem, ca să facă nani mai mulți copii. Așa este. Unii fac nani jos, alții fac nani sus. Hai să punem și noi mai multe dintre astea, nu? Uite așa. Sau știți cum? Astea două sunt pentru copii mai mari și punem una și pentru copii mai mici. Ia uite că poate sunt și dintre ăștia mai mici. Sau se pune așa sau nu se pune? Habar n-am. Am pus aici două. Dar cred că trebuie să le punem și o noptieră. Dar nu ne trebuie noptieră. Deci eu și cu noptierele pe bune acum. Hai să mă duc la covor. Mama, asta este camera de junglă. Așa că o să punem un covor dintre ăsta în formă de frunză, să fie aici șmecher. Și dacă toți suntem la covoare, hai să mergem aici să punem în camera de joacă un covor dintre ăsta, așa, cu mașinuțe, și un covor rainbow. Și aici să punem dintre ăsta tigru. Mamă, ce drăguț. Aici o să punem o măsuță, cred. Wow! Ce faină! Nu știu, mă face așa să mă simt copil și să mă simt foarte bine. Hai să vedem dacă tot vorbeam de noptiere. Avem aici ceva. Dar nu pot să pun. Adică, nu știu, îi ajută cu ceva pe copii noptierele astea la grădiniță? Nu cred că la grădiniță au noptiere. Acum să fim serioși. Dar să vedem ce mai au. Poate au niște tablouri. Uite, poate putem să punem niște tablouri. Dar nu, că tablourile cred că se pun aici în camera de activități. Hai să zicem că acești copii de la grădiniță au făcut tot felul de activități și aici se pune... Stai mă! Aici avem expoziția copiilor în care fac ei tot felul de chestii. Ia uite-te! Așa. Am făcut bine? Așa, punem ăsta aici și mai punem cu litere, că e bine să învețe literele. Și ce mai punem? Cu ăsta. Așa. Uite ce drăguț. Super cute! Acum, ce să mai fie, mă, la grădiniță? Ce mai avem nevoie? Cred că avem nevoie, uite aici, să ne planificăm meniurile, nu? Sau să zicem, nu știu, chestii. Uite, aici e la intrare, gen, cine-i prezent, cine-i absent, nu știu cum se face. Am pus astea aici, să fie fain, să dea bine. Și ce mai putem să punem mai așa? A, uite, astea sunt felicitări făcute de copii. Uite, putem să le punem undeva aici, cred. Dacă avem loc. Așa. Și alte chestii făcute de copii. Care mai sunt? Uite, astea. Uite, așa. Ce drăguț! Doamne! Deci mă face așa să mă simt super mega copil. Cu paturile cred că am rezolvat. Mă, cu vestiare. Cred că trebuie să-și pun aici niște vestiare la început. Așa este, niște dulăpioare. Hai să vedem care sunt cele mai potrivite. Să zicem că astea, ia să vedem, stai, ăsta aici, ăsta cred că se pune, a, nu se pune pe perete sus. Stai să vedem care e mai fain, e mai fain ăsta sau ăsta sau ăsta. Uite ce băncuță, să se descalțe copiii când vin. Nu cred. Uite așa, și atunci să punem, nu știu, hai să lăsăm, să lăsăm ăsta, că ăsta, uite, cred că poți să pui aici în cuier ceva. Hai să punem, uite așa, perfect. Să fie spațiu. Deci asta e camera de primire. Am zis că aici o să se și mănânce, dar până la urmă am răzgândit. Să punem și o oglindă să se vadă să se vadă copiii în oglindă? Nu cred că e important, nu? Să se vadă în oglindă. Deci eu gândesc ca pentru adolescenți. Deci uite, punem aici, uite așa. Și trebuie să punem la un dat și niște hăinuțe. Perfect. Dar unde am eu aici? Vă rog frumos să spuneți. Unde am hăinuțele? Ar trebui să avem și niște hăinuțe, nu? Unde este dulapul cu multe haine? Că așa ar trebui să ai în toca boca. Haine multe. Aici, dacă tot am venit, hai să vedem, cred că aici la jucării. Wow! Câte jucării avem aici. Și nisip! Ăsta cred că o fi nisip, nu? Putem să-l punem afară? Știu că la copii le place foarte mult nisip, așa că trebuie neapărat să aibă niște nisip. La copii, scuze, copiilor le place foarte mult nisipul, că îmi place să vorbesc corect. Și pune și o găletușă aici. Așa, și lopățică. Perfect. Și astea sunt mici sau mari? Ce mică e chestia asta? Eu am crezut că e mai mare. Nu cred. Bun, hai să le punem, uite, pe aici. Dar cred că ar trebui să facem... Să nu le punem așa de aiurea. Cred că ar trebui să le organizăm. Hai să punem aici, dacă toți suntem la secțiunea de... Bă, astea, cuburile astea poți să le iei pe fiecare în parte. Wow! Dacă toți suntem la secțiunea de jucării, am să le pun puțin aici pe jos. Uite așa. Dar știu că este foarte important să fie ordine la grădiniță, așa că... Wow! Căsuța visurilor mele! Bă, voi știți cât m-am rugat pentru o asemenea căsuță? Cred că o să fac așa. Chestiile astea... Stai. Stai.
chestiile astea vreau să le dau, pentru că trebuie să facem un sacrificiu. Ori avem căsuță, ori avem tablouri dintre astea. Așa că punem astea aici, așa, și facem loc pentru căsuță. Stai că nu știu, din cauza cuburilor ăstora, nu știu unde să pun eu căsuța. Am pus-o aici. Dar sper să avem loc de trecere. Am pus căsuța mai în spate. Hai că putem să o punem mai în spate. Uite, putem să o punem aici. Uite așa și punem tablourile așa. Ca să învețe copiii. Mamă, ce drăguț e totul! Nu vine să cred. Și tot vorbeam despre niște rafturi. Hai să vedem unde putem să punem noi rafturile alea. Așa, gen rafturi cu cutii. Ca să fie, să fie tot timpul ordine aici la grădiniță. Și să mai vedem noi ce mai facem. Mamă, dar ce drăguțe sunt toate. Cred că trebuie și niște muzică. Așa este? Să vedem pe ce punem muzică. Pe un casetofon dintr-o ăsta, roz. Hai să punem, pentru că la copii le place muzica. Scuze, copiilor le place muzica. Dar nu acolo în sala de nani. Unde să punem muzică? Cred că trebuie să punem muzică pe aici, pe undeva. Uite așa, la un moment dat. Așa este? Să fie drăguț. N-aș vrea să pun alte chestii mai mari. Sau uite ăsta e mai de copii. Super cute! Dar te rog frumos să nu scoți muzică, că nu știu dacă avem voie să punem noi. Așa că momentan ești închis și atunci când o să vină copiii, o să funcționeze. Hai să ne ducem, oameni buni, la dulapuri. Da, aici. Că am zis că vrem niște chestii în care să... Să fie gen dulapurile. Dulapurile cu jucării. Dar acum care credeți voi că ar trebui să fie? Uite și astea sunt foarte drăguțe, dar mi se pare că sunt destul de girly. Că sunt așa cu roz, așa că nu știu, n-aș vrea să fie super girly. Aș vrea să fie... Uite și astea sunt faine. Dar vreau ceva mai mic. Uite, astea oare să fie? Dar, nu știu, cred că mi-ar plăcea ceva cu cutii. Ca să le fie ușor la educatoare să facă curat. Că știu și eu cum este. Astea sunt mari? Sunt cam mari. Sunt cam mari și astea cred că se fac parte din căsuța animăluțelor. Deci ne ducem așa pe aici, ușurel. Și astea sunt faine. Dar unde sunt storage boxes? Ia să vedem. Știți la ce mă refer? La miscellaneous, cred că. A, uite aici avem cutii. Mamă, dar ce faine sunt astea! Copilașii să stea aici pe jos. Se poate? Uite așa să punem. Uite aici. Așa, și ei să aibă o întrunire. Să stea aici, să vorbească. Uite așa. Să vorbiți, să vă înțelegeți. Și aici dăm la cutii. Uuu, am găsit cutiile de jucării. Dar mai sunt și alte forme. Avem și ghiozdănele. Mă, oameni buni. Hai să punem aici, uite, ghiozdănelul cu Hello Kitty. Îl punem aici. Și punem și încă unul cu ăsta. Ziceți-mi cum îl cheamă, că tot timpul uit. Și ia uitați, am văzut aici. Uite, deci îmi place cutia asta cu broscuță. Sunt foarte mari aceste cutii, bă, fraților. Nu mai au loc copiii. Nu mai au loc copiii. Dar asta este. Lasă că facem noi loc. Stai să vedem. Asta prima era mai mică? Și asta e super mare. Știți ceva? Punem doar două cutii. Doar două cutii. Pentru că la grădinița asta se fac mai multe activități. Și uite, hai să le punem, uite aici, la început, ca să se laude. Uite așa, aici le punem. E ok? Nu știu, cred că s-ar putea să fie puse puțin cam sus. Dar e destul de bine ca să n-ajungă copiii să le ia. Și să vedem cât... A, uite, uite, că am reușit să dăm puțin astea mai în spate. Să facem mai mult spațiu. Deci, înăuntru, vă zic eu, sunt jucării. Da? Văd că asta este mai micuț, ocupă mai puțin spațiu decât broasca asta. Așa că mă gândesc să renunțăm la broască, deși era drăguță. Și să punem două girafe. Sau să punem și coșul ăsta. Dar nu este atât de copilăros coșul ăsta. Sper să le placă copiilor, că nu-i super copilăros. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Este ceva super copilăros? În formă de animăluțe? Nu. Atunci o să mai punem încă o girafă. O să fie două. Uite așa. Perfect. Și spuneți-mi voi dacă aveți idee. Poate la un moment dat sunt... Sunt niște chestii în care găsim și alte cutii chiar cu jucării. Aici sunt pentru animăluțe, n-avem, nu cred că permise animăluțele la grădiniță. Hai să le punem aici la copii dintre astea. Uite că poate sunt și copii mai mici, pentru copii mai mari grupa mare și grupa mai mică. Ia să vedem și chestia asta ce-i? Ca să stea pe jos? E interesantă pernuța asta. Uite, hai să punem aici să se joace. Avem și umbreluțe și alte pernuțe, astea deja sunt pentru oameni mai mari, cred.
Asta e o pernuță. Mă, noi n-avem niciun canapeluț aici. Trebuie canapeluțe? Nu cred că trebuie niciun canapeluțe, nu? Așa, nu știu nici eu. Ce mai punem noi? Ce credeți că ar mai trebui într-o grădiniță? Plante, nu? Ar trebui o măsuță super drăguță. Hai să ne ducem la bucătărie. Bă, dar n-avem baie. Stați, mă, asta cred că trebuie să fie baia. Da, găsim, toalete dintre astea super mici. Stai, că am văzut ceva. Stai, asta ce-i, toaletă super mică? Dar vrem și pe și pe roz. Stai, care e diferența între toalete? A, uitați, mă, asta este o toaletă normală și asta e toaletă de copilaș mici. Super fain, dar mi-ar fi plăcut să... Astea sunt olițe? Hai să punem și niște olițe. Uite, te punem și niște olițe. Ce drăguț. Bun, punem aici o toaletă, da. Punem o oliță sau nu? Sau mai mulți copii deodată la baie, că nu știu nici eu. Punem așa, vreau să pun și o chiuvetă. Uite, asta, pentru educatoare și pentru cei mici. Bun, dar cred că ar trebui să organizăm altfel spațiu. Uite așa, chiuveta asta mai mare aici. Toaleta aici. Duș nu trebuie, nu? Nu punem duș, că nu fac copiii duș la grădiniță. Așa, sau poate se spală pe picioare? Nu știu nici eu. Hai să vedem. Uite, avem o oglindă mare pentru doamna educatoare și o oglindă mai mică pentru copilași. Bă, ce cute ai! Îmi place mult de tot. Aici, văd că a pus aici ceva, o piscinuță. Haideți să punem piscinuța asta afară. Ia uite, să se bucure copiii aici. Ia uite, te punem aici, lângă nisip. Deci ce drăguț e totul. Hai să le punem peruțe de dinți, că mie mi-ar plăcea să se spele pe dinți. Dar trebuie să le punem și niște rafturi. Stați să vedem, punem niște rafturi aici, foarte drăguțe. Oh my god! Vai, ce faină! Stați! Că aici, uite, dăm ăsta puțin mai sus sau nu știu unde îl punem. Stați să vedem unde îl punem. Nu știu unde să punem chestia asta, că parcă avem nevoie și de ea. Hai să vedem, o punem în loc de ăsta, da? Mai important e să învețe numerele și să facă activ. Sau, cred că aveam loc și de una și de alta. Și ia uitați-mă, oameni buni, ce fain e chestia asta. Cuier, vedeți? Un cuier aici, să-și pună ei hăinuțele. Și încă unul. Hai să punem și mai sus încă unul. Că o să fie mai mulți copii. Sper să fie loc pentru toată lumea. Așa, cred că aici o să las doar una. Să nu ne supraaglomerăm. Așa. Deci aici ajung doar lucrările copiilor super talentați. Da? Am pus acolo să-și pună hăinuțe și vreau aici să văd dacă este ceva super copilăros. Să punem la baie. Ca să ne punem și noi, adică și noi, copiii, să-și pună periuțele de dinți și tot ce mai am nevoie. Să vedem, este? Să punem pe roz, nu? Să punem pe purple? Putem să punem pe purple. Hai să punem, uite, aici ăsta pe purple, că e destul de copilăros. Și cred că o să vreau să le pun și un covoraș, ca să le fie ok la piciorușe. Acum, ce covoraș să punem? Hai să punem ăsta. Uite aici, așa, e foarte drăguț. Și cred că ar mai trebui încă ceva. Să fie cu Hello Kitty? Sau cu ce să fie? Să fie cu floricică? Mă, ce faine sunt. Hai să punem asta cu floarea. Uite așa. O, dar ce uriașă e. Mai degrabă aș pune o frunză aici și o floare aici. Uite așa. Și aici ce să mai punem? Să punem ăsta? E prea mare ursulețul ăsta. Văd că doar covorașile astea primele sunt mai micuțe. Putem să punem fluturașul ăsta. Uite așa, ca să se asorteze. Și acum că tot vorbeam despre peruța de dinți, hai să vedem dacă găsim peruța. Și Suzete! Vai, ce cute! Mamă, ce fain e ăsta! Să pun! Dar unde trebuie să-l punem? Că nu avem loc, mă, pe chiuveta asta. Bun, hai să ne facem aici un săpun. O, dintre asta de Suzetă. Dar cred că Suzetele am să le pun, uite, va, unde aici, pe un... Că Suzetele o să le dau doar la nani. Ca să-i dezobișnuim de Suzetă. Să nu le dăm toată ziua. Și credeți că le place să punem hârtie igienică cu bani? Sau ce să punem? Ce să mai punem aici, mă? Ce mai au nevoie copiii? Make-up, nu? Dar ce mai punem aici să fie super cute? Unde erau peruțele alea dinți? Deja am trecut de ele. Hai să punem și o pere de păr pentru fetițe. Așa, că au și ele nevoie. Și uite, peruțe de dinți am găsit, dar găsim și mai dintre ele mai copiloase. Erau pe aici pe sus și nu le-am văzut eu. Dar ce-s chestiile astea? Ce-s chestiile astea, oameni buni? Ce-i asta? E de machiant?
Ia vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii că se pare că e ceva pentru noapte și ceva pentru zi, dar nu știu ce. Scutecele? Cred că sunt scutecele! Stai că a făcut aici mizerie. Trebuie să le punem și niște scutecele, așa că cred că o să lăsăm raftul ăsta mai mic aici și o să punem aici mai multe. Hai că vă arăt eu cum vine. Cred că o să punem aici un dulăpior mai mare, că văd că sunt mai multe necesități atunci când sunt mai mulți copilași. Așa că să vedem aici la dulăpioare, să vedem ce s-ar potrivi. Ceva așa, cred. Ia uite, te punem ăsta. Așa, și dăm ăsta mai într-o parte. Se poate mai într-o parte. Cât se poate de într-o parte, așa, ca să avem loc. Că aici vreau să punem, uite așa. Pun aici să pun, pentru că nu încap în altă parte. Punem perea de păr. Unde mai erau toate chestiile alea super drăguțe? Scutecele. Dar nu punem de noapte, nu? Sau nu știu ce să zic. Că doar ei noaptea nu stau aici. Noaptea se duc acasă, copii. Hai mă, că am pus aici câteva. Așa, am pus scutecelele. Asta nu știu ce-i cârpa asta. Habar n-am. Suzetele le las acolo. Aici sunt niște prosopele. Hai să le punem și pe astea. Că e bine să ai prosopele dintre astea. Și ce să mai punem? Peruțele de dinți, am zis. Să vedem, dar sper să-i spele. Uite, hai să punem și dintre astea electrice. Uite așa. Voi aveți peruță de dinți electrică sau normală? Care vă place mai mult? Uite, punem așa, punem... Dar vă rog frumos să stați frumos. Să stați perfect drept, că mie îmi place să perfect drept. Câte să fie? Așa, perfect. Cred că ajung. Nu mă mai bag pentru că s-ar putea să stric ceva. Și șervețele dintre astea trebuie. Hai că o să punem în altă parte. Măi, deci grădinița asta, ia uitați-o și voi, începe să fie super cute. Olițele am să le pun, uite, hai să punem o singură uliță, că nu știu, nu știu dacă sunt mai mulți copii la uliță deodată. Așa, lăsăm atâta. Asta este baia copilașilor. Aici trebuie să punem o măsuță ca să le punem suzetele, să nu le lăsăm așa pe jos. Hai să vedem o noptieră dintre asta. Ce noptieră? Eu aș alege-o pe asta. Cred că e mai drăguță. Așa, dăm pătuțul ăsta mai aici și o să punem suzetele. Uite așa. Perfect! O suzetă aici și o suzetă aici. Credeți că ar fi trebuit să le punem și ceva, o draperie? Hai să văd dacă este ceva, o draperie copilăroasă. Dacă nu, nu pun. Din câte văd eu, nu este o draperie copilăroasă, așa că lăsăm așa. Ia uitați, aici o să facă nanii copilașii. Aici merg la baie, aici se joacă, dar probabil încă nu am terminat. Cred că putem să mai punem multe jucării. Faza este că aici vin copilașii să se îmbrace, să dezbrace. Aici aș pun papuceii. Doar că mi-am dat seama că nu avem loc de masă. Unde să punem? Cred că aici ar trebui să punem o măsuță, mă gândesc, nu? Aici în partea de jos mănâncă și în partea de sus mai mult se joacă. Asta e, să vedem. Poate punem chestiile astea, uite aici. Nu știu, stau și-și pun povești înainte de nani. Zic și eu. Ia stai să vedem. Să luăm toate chestiile astea și să le punem, uite aici. Așa. Le mutăm. Păcat că nu poți să iei mai multe chestii deodată în toca boca. Mi-ar fi plăcut să iei mai multe. Uite așa. Acolo își spun povești înainte de nani. Mamă, ce grădiniță cute! E super fain aici. Uite-te, le-am pus așa. Și după aia dorm și se pun în bătuți. Așa visez. Hai să vedem. Ăsta... Să-l punem ăsta la început. Cred că e mai fain ăsta de început. Uite așa. Aici așa, perfect. Și aici am zis că să punem o măsuță. Haide mă să punem și o măsuță, să nu lăsăm copilașii ăștia fără măsuță. Găsim o măsuță super copilărească. Care e măsuța super copilărească? Ceva cu Hello Kitty? Dar nu prea e super copilărească. Sau să fie cu steluță. Hai să fie cu steluță, mă gândesc. Că este mai ok, nu? Dar cred că trebuie să punem două măsuțe. Una pentru grupa mică și una pentru grupa mare. Sau nu știu. Este ceva mai copilăresc de atât? Astea-s de nuntă, nu sunt copilărești. Bun, cred că am făcut treabă bună. Hai să vedem și scăunele. Mamă, ce cute sunt! Hai să le punem... uite așa, scăunel albastru. Un scăunel galben. Să fie așa colorată treaba. Uite așa, două. Trei scăunele. Uite așa, le punem... A, le punem uite așa. Perfect. Și în partea asta la altă mai punem.
E cam drăguț. Oh, stați că avem și cu verde. Abia acum am văzut. Super, și atunci luăm galbenul ăsta și îl punem aici mai în spate. Și punem aici ăsta verde. Și mai este și pe altă culoare. Nu, cred că doar astea, setul ăsta este. Hai să punem așa. Bun, cred că am pus destule scăunele. Așa, să aibă toată lumea. Nu știu, să mai punem și un dintre ăsta pentru copiii super mici? Care nu pot să mănânce așa? Hai să punem acolo. Bun. Sau nu, aici la mijloc. Mă, oameni buni, deci am făcut o grădiniță. Nu cred cât de drăguță este. Afară mai avem ceva de lucru. Ar putea să punem tobogan și alte chestii. Nu știu dacă există tobogan. Dar ia uitați cât de drăguț am făcut totul. Ia spuneți-mi, ce notă merit? Nota 10?